senatorul Harlambie Băchițoiu a reunit reprezentanții primăriilor din Valea Jiului în cadrul unei conferințe de presă. Este vorba de o uzină, o instalație care ne permite dezintegrarea deșeurilor și ea constituie această variantă o alternativă la ceea ce exista sau ar putea exista, aceea de a depune gunoi, de a-l transporta până la Băcia și de a-l depozita într-un deponeul ecologic pe care Consiliul Județean îl construiește sau îl va construi, că nu mai știu exact stadiul care e. Plecând de la faptul că prețul pe tonă sau pe persoană la gunoi în viitorul apropiat ar putea crește foarte mult datorită distanței acestui deponeu. În continuare, că trebuie să analizăm și domnul primar, vreau să vă spun că îi felicit încă o dată, că iau în calcul întotdeauna interesele cetățenilor pe care îi reprezintă. Tema dezbătută a fost mult discutatul subiect din ultima perioadă și anume creșterea prețului de până la 4 ori pentru gunoiul menajer. Alături de aceștia a fost și un reprezentant al unui concern italian care a făcut o propunere legată de managementul deșeurilor în Valea Jiului. Mi se pare o instalație modernă, pentru noi foarte bună. În urma dezintegrării deșeurilor nu rezultă gaze toxice care ar putea afecta cetățenii Văii Jiului. Mi se pare ceva nou, de viitor. În urma analizelor vom decide ce vom face. Este foarte important să plecăm de la următoarea idee. În calitatea noastră de primari și gospodari ai localităților pe care le reprezentăm, trebuie să ne gândim în primul rând la prețul pentru gunoiul menajer pe care trebuie să-l plătească populația, să fie cât mai mic, la investiția propusă de investitorul care este în fața noastră. Ar fi mai multe avantaje în sensul că această dezintegrare sau după această dezintegrare a deșeurilor menajere se produc mai multe materiale care pot fi folosite în comunitățile noastre din Valea Jiului, respectiv apă caldă pentru încălzirea apartamentelor, motorină pentru cetățenii din Valea Jiului, pentru firmele din Valea Jiului. În punctul meu de vedere, orice investiție care se realizează în Valea Jiului și care presupune costuri reduse pentru cetățeni, pentru cetățenii Văii Jiului, este binevenită. După ce am ascultat reprezentantul firmei, pe domnul Marco Elisei, această investiție presupune într-adevăr niște costuri pe care le va suporta populația mult mai mici. Rămâne de văzut în continuare să analizăm posibilitatea legală prin care noi putem să ieșim din această asociație intercomunitară din care facem parte toți primarii Văii Jiului. Și dacă există posibilitatea legală, vom face acest lucru pentru că este în beneficiul nostru. Acest dezintegrator, deci nu este un incinerator, este un dezintegrator care funcționează la 5.000 de grade și nu produce poluare de niciun fel. Deci este binevenit și susțin această posibilitate. Vom face o analiză cost-beneficiu, pentru că până la urmă contează care este cel mai bun preț pentru cetățean. Dar și așa, fiindcă toți suntem aici, am discutat cu colegii primari, trebuie să fim foarte atenți dacă nu sunt costuri ascunse, dacă nu cumva Consiliul Județean, prin conducerea care este la societatea aceasta de care gestionează și va gestiona pe viitor colectarea, transportul și depozitarea, dacă nu sunt prețuri umflate și pe spinarea populației. Nu. Senatorul a declarat că odată cu instalarea acestui dezintegrator de deșeuri ar permite managerierea mai bună și mai ieftină a resturilor menajere. Acest dezintegrator ne va permite să reciclăm absolut toate deșeurile, începând cu cele menajere, ceea ce la Băcia n-am putea duce, decât deșeuri menajere. Nu mai există celelalte deșeuri, pe când aici inclusiv cele medicale, cele toxice. Spitalele noastre plătesc prețuri uriașe pentru aceste deșeuri medicale, care trebuie duse la incineratoare speciale astăzi. Să plătesc bani grei, primăriile plătesc și pentru aceste deșeuri. Aici ar fi toate, inclusiv haldele de steril.
De menționat este faptul că această instalație poate permite dezintegrarea tuturor deșeurilor, inclusiv cele medicale, dar și a haldelor de steril. Noi prezentăm un proiect în care deșeurile din o problemă devin o oportunitate. Oportunitate în avantajul teritoriului. Instalația noastră este un gasificator care funcționează cu sistemul plasmă, care dezintegrează deșeurile, conformă cu toate normele europene. Ministerul Mediului din Hunedoara ne-a dat o părere foarte pozitivă vis-a-vis de această tehnologie. O oportunitate în ceea ce privește populația și consumurile, că această instalație produce biodiesel la costuri foarte, foarte mici. Administratorul delegat al societății care dorește să investească în Valea Jiului, Marco Elisei, a fost prezent la conferința de presă pentru a explica avantajele instalației. Pentru ca instalația să poată fi construită, este nevoie ca populația Văii Jiului să furnizeze minim 125 de tone de gunoi menajer pe zi, iar Agenția Județeană de Mediu a apreciat această soluție de management. Astfel vor fi create aproximativ 100 de locuri de muncă. Marco Elisei este de părere că un angajat lucrează bine dacă este și tratat bine, motiv pentru care aceștia vor dispune de o pensie privată. Valoarea totală a investiției se ridică la 93 de milioane de dolari și va fi finalizată în aproximativ 2 ani de la începerea acesteia. În miezul nopții, cei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Petrila au fost solicitați prin Serviciul de Urgență 112 pentru stingerea unui incendiu la o anexă gospodărească și un grajd. Am deplasat la fața locului cu două autospeciale de stins incendii cu apă și spumă și cu o ambulanță SMUR. Am solicitat sprijin colegilor de la Petroșan care au venit și dânsi de asemenea cu o autospecială de stins incendii cu apă și spumă. La momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta violent cu flacără deschisă. În urma incendiului, o femeie de 80 de ani, care se afla în anexa casei, a suferit arsuri pe aproximativ 60% din suprafața corpului. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din Petroșani, unde se află și în momentul de față. În urma cercetărilor care l-am depins împreună cu colegii la detașamentul de pompieri Petroșani, s-a generat că incendiul a pornit de la o sobă de combustibil solid. Pompierii au reușit să salveze de la incendiu două case și au scos două butelii din incinta grajdului pentru ca focul să nu se extindă mai departe. Lichidarea incendiului a durat foarte mult, pompierii reușind să stingă focul după mai multe ore. Începând cu data de 1 mai 2015, Cardul Național de Sănătate va deveni obligatoriu pentru decontarea și validarea serviciilor medicale, avertizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Până în prezent, în județul Hunedoara au fost distribuite 317.084 de carduri de sănătate. Dintre acestea, 54.990 au fost activate deja în cabinetele medicilor de familie, iar 20.434 au fost returnate CJAS Hunedoara. Doar din diverse motive. Ați primit cardul de sănătate? Da. Ce părere aveți despre acest card? Bună, ce să zic. Da? Vi l-ați activat? Da. Ați primit cardul de sănătate? Da. Ce părere aveți despre? Nu știu, că încă nu l-am testat. Da. Vi l-ați activat? Încă nu. Toată lumea trebuie să-l facă. Eu da? Așa cred. Știți că până la data de 1 mai trebuie să fie activat? Știu. Da? Cum l-ați primit? Acum vreo două luni în plic. Deci le-au adus acasă oameni de la poștă, normal. Și știți că până la data de 1 mai trebuie să fie activat? Da, activat. Asigurații care nu doresc să utilizeze cardul de sănătate din motive religioase sau de conștiință au ca alternativă adeverința de înlocuire a cardului de sănătate, care are valabilitate 3 luni. Cardurile refuzate rămân la sediile caselor de asigurări, de unde vor putea fi ridicate de asigurați oricând. Totodată, orice duplicat eliberat pentru că vechiul card a fost deteriorat sau pierdut se plătește de către asigurat 15 lei. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au specificat faptul că nimeni nu trebuie să meargă la medic special pentru a-și activa cardul. Inițializarea acestui ea se va face odată cu acordarea primului serviciu medical. Într-o lume în care calculatorul câștigă tot mai mult teren, iată că sunt și oameni care frecventează destul de des biblioteca orașului pentru a citi diverse cărți, fie pentru școală, fie pentru lectura suplimentară. Biblioteca din municipiul Petroșani este populată mereu și de elevi, dar și de adulți.
Este cel mai important lucru, zic eu, să aibă o cultură vastă, mai ales pentru elevi, pentru cei care acum intră în viața care urmează pentru ei. Și asta încercăm noi să facem aici, să citească cât mai mult, să dobândească informații, noi fiind o bibliotecă enciclopedică. Deci avem toate domeniile să-i putem ajuta pe ei. Se pare că mai sunt persoane care doresc să stăpânească o cultură generală vastă, însă, din păcate, mai mulți adulți sunt interesați de acest lucru în pofida tinerilor care pot găsi la Biblioteca Municipală toate cărțile cerute de programa școlară. În general, avem o legătură și contracte de parteneriat cu toate școlile, cu aproape toate școlile din Petrușani. Și tocmai astfel noi le cerem profesorilor să ne dea liste cu cerințele pentru elevi. Da, cam avem absolut tot ce... Totodată, biblioteca organizează numeroase expoziții dedicate scriitorilor. Da, deci când sunt centenare, bicentenare, noi facem expoziție de carte, sunt cărți din depozit, cărți noi care îi atrag pe tineri, așa când le văd la raft, poate trec pe lângă. Când le văd toate afișate, cum este Jules Verne, ați văzut expoziția, îi atrage mult mai mult și vin să împrumute. Pentru a împrumuta o carte, tot ce trebuie să faceți este să vă prezentați la sediul bibliotecii în vederea obținerii unui permis, iar în cazul în care elevii sunt minori, aceștia trebuie să se prezinte cu părinții. Bineînțeles că odată ce împrumuți o carte, nu o puteți ține cât doriți, iar dacă o veți deteriora, există și consecințe. Pentru cât timp putem ține o carte acasă și ce consecințe vor urma în cazul în care o vor aduce deteriorată? Deci 20 de zile este termenul de împrumut. Se mai poate face încă o dată telefonic sau pe mail, dacă vor, pe adresa bibliotecii sau chiar pe Facebook, are biblioteca adresă, încă o prelungire. În cazul în care nu aduc cărțile, o să se trezească cu noi acasă la ei. Aici se predau și cursuri pentru operarea pe calculator, iar elevii care nu au posibilități acasă își pot face diferite referate, dar se pot și juca la terminarea acestora. Da, centrul Biblionet este deschis din 2010, când am primit aceste calculatoare de la Fundația Bill Gates. Avem scanner, imprimantă, îi ajută foarte mult, ei vin să-și scoată referate, nu au acasă. Vin la noi aici să-și scoată, să-și caute, să... îi lăsăm să se mai și joace, mai ales în vacanțe, dar în general lucrează. Lectura recreațională este în descreștere pentru tineri, iar accesul la o colecție mare și diversificată dintr-o bibliotecă este unul din elementele esențiale în încurajarea copiilor să citească. Acestea pierd teren în raport cu mijloacele comode de informare, dar o carte va rămâne un mijloc de informare, iar dacă internetul este condiționat de existența unui calculator și a unei rețele, biblioteca rămâne accesibilă tuturor. Un proiect de lege prin care se propune o materie nouă pentru elevii de gimnaziu, dar și liceu, se află pe masa parlamentarilor. Este vorba despre alimentație sănătoasă, o disciplină prin care copiii și tinerii să aibă acces la informații privind alegerea unui stil de viață sănătos. Materia ar urma să fie predată de profesori, fiind luată în calcul și posibilitatea de a se implica și specialiști în nutriție în cadrul acestor cursuri. Potrivit proiectului, disciplina ar urma să devină obligatorie începând cu clasa 1. O disciplină opțională pe subiectul alimentație sănătoasă este într-adevăr o idee genială, pentru că în familie, datorită timpului, copiii nu, în unele familii, copiii nu mai sunt învățați să mănânce sănătos. Adică poate ne este mai comod să comandăm o pizza sau eu știu ce rapid de la fast food, ne ținând seama de efectele nocive asupra organismului unui copil în creștere. Sunt tot mai multe cazuri de obezitate infantilă și mă gândesc că dacă sunt informații clare provenite de la specialiști, atunci poate copiii au o deprindere de a mânca sănătos, ceea ce e un lucru foarte bun.
Inițiatorii consideră că prin această măsură se pot evita cazuri de îmbolnăvire a copiilor, care trebuie să știe riscurile consumului constant de produse fast food sau junk food și ale obezității. Odată cu acest proiect de lege, inițiatorii sunt siguri că va scădea numărul cazurilor de îmbolnăviri la copii, dar și prevenirea obezității infantile, determinate de o alimentație incorrectă. Începând de astăzi, unei societăți comerciale din România i s-a interzis să efectueze operațiuni pe căile ferate și asta până la obținerea unui nou certificat de siguranță care să fie în conformitate cu prevederile legale în vigoare, potrivit informării făcute de către Autoritatea de Siguranță Feroviară Română. În acest context, cetățenii din județul Hunedoara nu vor mai putea circula cu trenul pe rutele Simeria-Hunedoara și Petroșani-Lupeni. Aceștia vor fi nevoiți să se orienteze spre un alt mijloc de transport. Societatea și-a pierdut dreptul de a mai efectua transport pe calea ferată, deoarece au utilizat vehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic, dar și după ce au fost descoperite probleme tehnice la 29 de automotoare. Până nu obține un nou certificat de siguranță, societatea nu mai are dreptul să efectueze transport de persoane. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului valorile termice vor marca o scădere ușoară, devenind apropiate de normele climatologice specifice perioadei. Ziua cerul va fi mai mult senin, însă treptat, începând cu orele serii, în estul și sud-estul țării, înorările se vor accentua. Vântul va avea intensificări la munte, în sud-est, iar ziua și în sudul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 17 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 6 și 3 grade Celsius. Mâine, în Alba Iulia și în Caraș-Severin, se va înregistra o maximă de 11 grade. În Arad și Timișoara, maxima va fi de 13 grade. În Deva și în Târgu Jiu, maxima va fi de 10 grade Celsius.